În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, anul acesta s-a întâmplat în mod fericit ca prăznuirea Sfântului Daniel Sihastru să cadă duminica. Vom profita de această oportunitate pentru două scopuri, anume pentru a înțelege mai bine viața sihaștrilor și necesitatea de a primi povață de la astfel de oameni. Încă de tânăr, după 5 ani de ucenicie, Daniel Sihastru a devenit monah în mănăstirea Sfântului Nicolae din Rădăuți. După alți ani de nevoințe, se învrencește de darul preoției, dar și de darul facerii de minuni, fiind astfel asaltat de oameni, atât pentru sfat, cât și pentru rezolvarea problemelor lor. În urma dorinței lui de mai multă liniște, primește binecuvântare de la episcopul de Rădăuți pentru a se retrage într-un loc mai potrivit doririlor sale, la mănăstirea Sfântul Avrentie. Aici trecând alți ani de osteneli și sporind în cele duhovnicești, se simțea chemat la viața pusnicească. Deci, primind binecuvântarea de la egumenul mănăstirii Sfântul Avrentie, a îmbrăcat mai întâi marele și îngerescul chip al schivniciei, schimbându-și numele din David în Daniil. Apoi, tăinuindu-se de lume, cu puțin înainte de anul 1450, s-a retras singur în adâncul Codrilor, pe valea pârâului Secu din județul Neamț, unde mai târziu a luat ființă mănăstirea Sihăstria. Acesta este parcursul firesc al celui ce are vocația singurătății, a solitudinii. După anii de formare și maturizare, viața sa de la sine începe să curgă în albia singurătății. Doar el și Dumnezeu, aceasta e vocația de Sihastru. Omul, așa cum l-a creat Dumnezeu, este o ființă complementară. El are atât o latură comunitară, socială, dialogală, extravertită, cât și o latură solitară, introvertită. La femei, în prim plan, se află această latură comunitară, socială. De aceea, numărul de femei sihastru e mult, mult mai mic decât numărul de bărbați. La bărbați, în schimb, primează latura solitară, singuratică. Lor le e mult mai la îndemână să devină puznici. Emil Cioran are o carte intitulată Singurătate și destin. Singurătatea face parte cumva din destinul din datul bărbatului. Chiar și în familie bărbații au tendința să se izoleze. Femeile se plâng adesea că trebuie să smulgă cu cleștele câteva cuvinte de la soții lor. E semnificativ faptul că scriitoarea Lawrence Francis și-a intitulat una dintre cărțile sale Ea îl vrea în colivie, el o vrea de jucărie. Adică ea îl vrea în colivie însemnând ea nu vrea să fie singură. Are nevoie de el pentru a-i ține de urât. La un moment dat, autoarea chiar folosește expresia codru întunecat al singurătății. Pentru majoritatea femeilor, singurătatea e un codru întunecat. Pentru bărbat, e un loc de retragere, e o oază. Tot ea scrie, există un sfârșit fericit pentru orice femeie dispusă să îndure puțină durere și singurătate. Vedem aici cum asociază durerea cu singurătatea. Pentru femei singurătatea e un chin, pentru bărbați e o binecuvântare. Van Gogh, celebru pictor, îi scria fratelui său Theo. E superb aici în Drente, dar ca să o poți scoate acolo la capăt, depinde în ceea ce mă privește de mai mulți factori, în primul rând de rezistența mea la singurătate. La femeie, rezistența la singurătate e mult mai mică. La sihastru nici nu se pune o astfel de problemă. El se simte în singurătate în elementul său, precum peștele în apă. Sfântul Paisia Ghioritu își aduce aminte din vremea când sihăstrea în muntele Sinai. Cât de veseli erau beduinii, oamenii aceia ai pustiului de acolo, aveau un cort și trăiau în mod simplu. Nu puteau trăi în Alexandria, care atunci era un oraș cu câteva milioane de locuitori. Nu puteau trăi în Alexandria sau în Cairo și le plăcea în pustie în corturi. Vedeți, sihastru pur sânge nu poate trăi decât în solitudine, singur cu cel singur.
Într-o altă scrisoare a lui Van Gogh către fratele său, el notează: uneori am mare nevoie de liniște, numai marea cenușie, iar pe deasupra ei zburând o singură pasăre de mare. Adică aceea era simbolul lui, acolo singur, în partea aceea. Deci numai o singură pasăre de mare, niciun alt glas, niciun alt zgomot, doar vuietul valurilor, ca să mă odihnesc după vacarmul de la Ghent sau după strigătele din piața de cartofi. Trec așadar zile după zile fără să adresez cuiva vreun cuvânt, în afară de cazul când cer să mi se aducă de mâncare sau o cafea. Și așa a fost de la început. Până în prezent, singurătatea nu m-a supărat prea mult. Pentru moment, singurătatea n-are de ce să mă deranjeze, iar mai târziu îmi voi găsi totuși prieteni și poate chiar mai mulți decât mi-aș dori. Deci, vedeți, deși îi plăcea singurătatea, el totuși n-avea stofă de sihastru. El afirmă: singurătatea nu m-a supărat prea mult. Deci dacă singurătatea te supără cât de puțin, n-ai vocație de anahoret. Pictorii, creatorii în general, au nevoie imperioasă de singurătate pentru a crea. Van Gogh știa că e vital să-ți asiguri singurătatea necesară pentru a putea adânci mai mult sau mai puțin, cu tare sau cu tare, studiu care te preocupă. Cum se spune, pentru ca muza să vină, trebuie ca iubita să plece. Altfel spus, inspirația vine cu prioritate când ești singur. De ce stai, draga mea, lângă soțul tău când scrie romanele? Își întreabă o femeie curioasă prietena. Fiindcă scrie romane de groază și e frică să rămână singur. Un astfel de roman scris cu cineva mereu lângă tine nu poate fi decât unul de slabă calitate. Pentru că, așa cum am spus, inspirația vine doar când ești în deplină singurătate. Încă filozofii antichității au acordat întotdeauna o mare importanță singurătății. Platon credea că nimeni nu poate fi filozof adevărat fără a avea răgaz, adică momente de singurătate în care reflecția să se adâncească sau în care el să se adâncească în reflecție. Celebrul poet indian Rabindranath Tagore scria: idealul pe care India încearcă să-l înfăptuiască a condus pe cei mai buni fii ai ei către o viață de contemplație și singurătate. Dar deși a scris, cei mai buni fii ai ei, nu fiice. Fiicele cele mai bune ale Indiei sunt în orașe și în sate, dar le zice, fiii cei mai buni ai Indiei sunt în singurătate. Vedeți, Sfântul Ilie, Sfântul Ioan Botezătorul, au dus mai mult o viață de singurătate, au dat mai mult loc laturii acestea singuratice a ființei lor. Ava Antonie cel Mare răspunde și el chemării deșertului. Se izolează mai întâi la marginea unui sat, se închide apoi într-un mormânt. În cele din urmă se retrage pe un munte mărginit de malul răsăritean al Nilului. Abia după ani lungi de singurătate, consimte să primească discipoli. O culme a acestei vieți de singurătate o constituie Sfântul Onufrie cel Mare, care n-a văzut față de om timp de mai mult de 60 de ani. În Filocalie chiar există un autor cu numele Nichifor din Singurătate, un călugăr atonit de origine italiană, care a scris o scurtă metodă de realizare a trezviei și pazei inimii, pe care Părintele Dumitru Stăniloae o traduce în Filocalie. Dacă în antichitate Filon evocă cu nostalgie existența fericită pe care a dus-o în singurătate, înainte de a se consacra funcțiilor publice, politice, același accent de nostalgie insurmontabilă se va regăsi mai târziu la Sfântul Grigore de Nazianz. Acesta din urmă scrie: singurătatea are avantajul că adoarme patimile. Cine îl iubește pe Dumnezeu, se retrage lângă Dumnezeu. Vedeți, tocmai de aceea și noi trebuie să avem momente în care să ne retragem în camera noastră. Doar noi și Dumnezeu să fim, pentru că altfel rugăciunea noastră rămâne una mediocră. Către sfârșitul vieții își va putea realiza visul a cărui nostalgie a încercat-o de-a lungul întregii sale existențe. Retras în singurătate, se va dedica fără o preliști contemplației. Singurătatea îi permite să înțeleagă plotiniana expresie, singur cu cel singur. Fericit-o Ieronim, înalță un imn acestei vieți hăstrești. Iată ce scrie: o deșert zmălțuit cu florile lui Hristos. Deci, iată, ce expresie deosebită.
Deci vede deșertul așa ca pe un vas și frumusețea acelui vas, smalțul de pe el, formele de pe el, dată, zice el, de florile lui Hristos, adică aici se referă la sihaștrii din acea pustie. Și mai departe le exclamă, o solitudine unde se nasc vestitele pietre ce vor sluji, cum spune Apocalipsa, la ridicarea cetății marului rege. O sihăstrie care se bucură de apropierea divină. Deci vedeți, cu cât reușești să te însingurezi mai mult, cu cât reușești să te debarasezi mai mult de gândurile, sentimentele, emoțiile și senzațiile tale, în care de fapt e cuprinsă lumea. Da? Lumea, tu, chiar dacă ai plecat în pustie, tu duci cu tine lumea în gândurile, în sentimentele, în senzațiile tale. Și deci dacă vrei să fii singur cu Dumnezeu, pe lângă faptul că te-ai însingurat, ai nevoie să te debarasezi de toate aceste gânduri, sentimente, senzații și emoții pentru a putea să stai față în față cu Dumnezeu. Altfel, ele sunt ca un fel de zid, ca un ecran între tine și divinitate. Deci de aceea spune o sihăstrie care se bucură de apropierea divină. Părinții bisericii au lăudat, au elogiat constant sihăstria, însingurarea, tocmai pentru că oferă cele mai bune condiții pentru viața contemplativă, mistică. Vedeți, de exemplu, părintele Rafael Noica. El a trăit în mănăstirea de la Essex, acolo sub oblăduirea Marului Sfânt al secolului 20, Sfântului Sofronie Saharov. Și acolo, într-adevăr, e o viață înaltă, de rugăciune neîncetată, dar iată, până la urmă, sufletul lui a tânjit după singurătate și până la urmă a făcut pasul decisiv și a venit în România și s-a izolat în pustie. În acord cu fericitul eronum pentru călugării irlandezi din secolul 6, pelerinajul vieții pământești nu are o țintă terestră. Pornind pe mare, aceștia se lăsau pur și simplu duși de ape, în voia valurilor și a curenților, nădăjduind că vor fi călăuziți spre un loc al singurătății pe care Dumnezeu îl alesese pentru ei. Deci iată ce credință aveau. Nu vâsleau ei, ci lăsau ca barca să fie dusă undeva pe o insulă pustie, pentru că acolo ei să-și dedice viața în totalitate lui Dumnezeu. Evagrie caracteriza astfel pe sihastru, singur, dar unit cu toți. Vedeți, e paradoxal. De ce? Un adevărat singuratic ce face? Un puznic adevărat, el face rugăciune pentru întreaga lume. Altfel, dacă el stă în pustie, fără să facă rugăciune pentru întreaga lume, el nu e un puznic, ci e un om egoist care se uită doar la mântuirea lui. Astfel de oameni au fost, de exemplu, Sfântul Isaac Sirianu sau Sfântul Ioan Puznicu, care au înălțat permanent rugăciuni pentru lume din pustie. Alții, precum Sfântul Simeon cel Nebun pentru Hristos sau Sfântul Serafin de Sarov, vor reveni din pustie printre oameni, ca doctori sufletești și ca faruri călăuzitoare. Călugărul nu fuge de lume, ci aduce focul în lume, explică Olivier Clément, adică se referă la focul Harului Dumnezeiesc. Tot astfel, cum rugăciunea asta nu este o fugă de lume sau o negare a acesteia, ci dimpotrivă este o slujire intensă a lumii, după episcopul Calisto Suer. Puznicul nu fuge de societate pentru a se îndepărta de ea, ci pentru a arunca prin puterea Harului Dumnezeu un pod peste prăpastia dintre umanitate și divinitate. Vedeți, oamenii s-au despărțit tot mai mult de Dumnezeu, tot mai mult, credința lor tot mai slabă. Și atunci, iată, acești puznici, ne spune aici textul, acești puznici încă ridică un pod între Dumnezeu și noi, mijlocesc ca Dumnezeu să nu ne părăsească de tot. De asemenea, fuga de lume nu impune fuga de oameni într-un sens dintre acesta mizantropic, ci rostul ei e acela de a conduce pe iubitorii de Dumnezeu la retragerea întru Dumnezeu, pentru că rugăciunea acolo în pustie are altă calitate decât rugăciunea pe care ar fi făcut-o în împrăștiere în lume. Acestuia îi se potrivesc cuvintele pe care Nietzsche le-a scris în genealogia moralei despre omul creator. El spune așa, singurătatea sa este greșit înțeleasă de popor, ca și cum ar fi o fugă din fața realității, în timp ce ea este doar o adâncire, o îngropare, o scufundare în realitate, pentru ca într-o zi, când va ieși din nou la lumină, să poarte cu sine mântuirea acestei realități. Într-o altă exprimare, puznicul fuge din lume și se ascunde în adâncul ființei, în adâncul inimii sale, căutând comoara cea tainică, mărgăritarul cel de mare preț,
Iar când cu mila lui Dumnezeu îl găsește, el fuge înapoi la frații săi să-l dăruiască și lor ca împreună să se bucure. Însă chiar dacă nu s-ar fi întors, fuga lor în pustie ar fi fost la fel de creatoare și ar fi avut o însemnătate uriașă pentru societate, fiindcă acel puznic ajută lumea nu prin cele pe care le spune sau le face, ci prin însăși existența sa, prin starea sa de rugăciune neîncetată pentru lume, care se identifică cu sinea lui lăuntrică. Vedeți, aici e foarte important să înțelegem aceasta. Deci, acolo în pustie nu poți să reziști dacă nu te rogi neîncetat, pentru că vin demonii direct peste tine. În lume, vedeți, demonii te lovesc prin oameni, te ispitesc prin oameni. Dar acolo, în pustie, demonii vin direct, da? Te atacă direct. Și dacă nu ai rugăciune neîncetată, te fac praf, vei părăsi fugind acea pustie. Deci, puznicul se caracterizează, deci, prin starea de rugăciune permanentă, neîncetată. Și vedeți, această rugăciune pentru lume e, să spunem așa, e cea care ține cerul să nu cadă pe noi. Cum spunea Sfântul Porfirie, cunosc în Grecia călugări, în muntele Athos călugări, care cu rugăciunea lor acoperă Grecia. Sunt tocmai acești oameni. Așa a fost Marele Antonie, așa a fost Sfântul Serafim de Rasarov, care n-au făcut decât să se roage în pustie pentru întreaga umanitate, pentru semenii lor. Sihaștrilor li se potrivește un excepțional haiku al lui Kobayashi Isha. Iată ce scrie el. Primăvara aceasta în coliba mea, absolut nimic, absolut totul. Adică în chilia care și-a săpat-o cu dalta în peretele stâncii de lângă sihăstria Pudnei, Sfântul Daniel Sihastru putea exclama, primăvara aceasta în chilia mea, absolut nimic, absolut totul. Adică ce vor să spună aceste versuri? Absolut nimic din cele pământești nu se găsește acolo. Puznicul în general are hainele de pe el, are poate o cană de apă și are poate un cojoc pentru ieri nopțile friguroase. În rest nu are nimic. Dar iată, spune, primăvara aceasta în chilia mea absolut nimic din cele materiale, dar absolut totul. Adică Dumnezeu e acolo. Vedeți, Dumnezeu îi poartă acelea de grijă. Dacă el s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu cu totul, cu totul. Iată, Dumnezeu atunci cu atât mai mult. Vedeți, dacă el acolo și-ar fi adus fel de fel de lucruri ajutătoare, atunci Dumnezeu n-ar mai fi intervenit. Nu ar mai fi purtat acolo de grijă. Deci, un astfel de om se situează pe un alt nivel decât noi. Un astfel de om are luminare de sus, el fiind în permanentă legătură cu Dumnezeu. Un astfel de om, tocmai de aceea este căutat de semeni pentru a afla de la el care e voia lui Dumnezeu. Pentru că, spre deosebire de ei, el are o claritate, are o limpezime lăuntrică. În acest sens, voivodul Ștefan cel Mare îl avea nu numai ca duhovnic pe Daniel Sihastru, ci și ca sfătuitor. Un adevărat conducător lumesc ar trebui ca prim consilier să aibă un om duhovnicesc. Vedeți, lumea arată în halul în care arată, tocmai pentru că cei aflați la conducerea ei nu au astfel de sfătuitori în spatele lor. De fapt, lumea ar trebui condusă de cei care sunt desprinși de ea, de cei care nu au interese pământești, pentru că doar aceștia pot să fie corecți, pot să fie imparțiali și obiectivi. Vedeți, sistemul financiar prin care e controlată astăzi lumea și prin care lumea e tot mai mult prinsă într-o menghină și prin care lumea își pierde tot mai mult libertatea, acest sistem financiar n-ar trebui condus de banksteri, ci ar trebui condus de oameni neinteresați de bani. Doar o astfel de oameni ar putea să împrumute bani de la stat cu dobândă zero. Da? Doar astfel oamenii vor putea face așa, că așa e normal. Nu e normal ca băncile să fie în mâna unor privați care să pună dobânzi cât vor ei acolo ca să aibă profituri grase. Vedeți, și în anul acesta, cu atâta zisă sărăcie și scumpiri, băncile în România au făcut profituri mai mari de 7 miliarde. Toate băncile acestea au luat loc. Da? Deci, spuneam, corect așa ar fi sistemul financiar să nu aparțină unor privat, să aparțină statului, iar în stat acest sistem privat să fie guvernat de acești oameni care nu au nevoie de bani. Pentru că doar așa ei pot să fie imparțiali, tot așa ei pot să dea împrumuturile corect. Și cum am spus, că Domnul Hristos așa a zis, noi să nu dăm banii cu dobândă. Noi, dacă suntem țară creștină, băncile ar trebui să aparțină statului și dobânda zero, așa ar trebui făcute împrumuturile.
Tocmai de aceea vedem că statele sunt astăzi datoare vândute acestui cartel bancar internațional, astfel că nu sunt în stare să achite nici măcar dobânda la zi, dar rămite datoria în sine, ceea ce banksterilor le convine de minune, pentru că tu așa le rămâi dator pe veci. Tocmai datorită faptului că cei aflați în funcții de conducere nu au sfătuitori luminați de Dumnezeu, lumea nu se apropie, ci se îndepărtează tot mai mult de cel prea înalt. Iar această îndepărtare o face tot mai despiritualizată, cu mintea tot mai întunecată, mai limitată la interese egoiste, care rămân doar în orizontul acestui veac. Această îndepărtare de Dumnezeu o face și autodistructivă. O zisă elită globalistă, satanistă, pentru că dacă nu primești sfat de la Dumnezeu prin oamenii săi, primești sfat de la necuratul și prin acoliții lui, această elită globalistă satanistă caută acum să depopuleze planeta prin zisa vaccinare. Să mă credeți că noi, aici nu e nicio exagerare. Am citit foarte mult pe acest domeniu și mi-e foarte clar că prin zisa vaccinare de acum se urmărește depopularea planetei. Citiți, de exemplu, există o foarte bună investigatoare, Rhoda Wilson, care are un site pe internet, Expose se numește. Urmăriți acolo, are nenumărate articole în care dovedește, fără urmă de îndoială, acest fapt, că prin vaccinare se urmărește depopularea. Deci, spuneam că oamenii aceștia, care nu au sfătuitori, oameni sfinți, urmăresc să depopuleze planeta prin zisa vaccinare, prin zisele crize climatice, alimentare, energetice și prin digitalizare, adică prin controlul total. Deci dacă noi nu ne opunem și lăsăm să dispară banii fizici, suntem pierduți. Toată libertatea s-a terminat, ne vor îngrădi orice, toate mișcările ne vor îngrădi. Ca rege, vedeți, ce rege ar fi fost Ahab pentru Israel dacă el ar fi ascultat de profetul Ilie și nu de diabolica Izabela? Ce rege ar fi fost Irod Agripa dacă ar fi ascultat de Sfântul Ioan Botezătorul și nu de satanica Irodiada? Alta ar fi fost soarta Greciei dacă acești vremelnici conducători politici luau sfat de la oameni precum Sfântul Paisie sau Sfântul Porfirie. Altul ar fi fost destinul României dacă președinții ei de după 89 îl consultau pe părintele Iustin Pârvu sau pe părintele Arsenie Papacioc sau pe părintele Cleopa. Alta ar fi fost soarta României și alta ar fi fost și soarta lor în acest veac, dar și în veacul viitor. Vedeți, voivodul Ștefan cel Mare a fost ceea ce a fost și mai ales prin relația lui cu Sfântul Daniel Sihastru. Destinul unui popor depinde de astfel de legături. Vedem astfel cu claritate și în istoria poporului sârb sau în cea a poporului rus, că au existat oameni sfinți, precum Sfântul Serghe de Radonej sau Sfântul Sava, acesta al sârbilor, prin care s-a hotărât destinul istoriei, soarta lor, al următorilor secole în istorie. Dacă nu ai astfel de sfătuitor lângă tine, atunci vei fi doar exponentul, vârful de lance al unor grupuri de interese abjecte, oculte, iar în veșnicie vei ocupa un loc alături de aceștia. Dar dacă mai mari aceste lumi nu mai vor să fie consiliați de oameni sfinți, totuși oamenii sfinți trebuie să le spună în față că n-au apucat pe calea cea bună. În vremea țarului Ivan cel Groaznic, viețuia în orașul Pâscov un sfânt, anume cuviosul Nicolae, cel nebun pentru Hristos. Acesta alerga pe străzile Pâscovului, prefăcându-se nebun, dar mostrându-i pe oameni pentru păcatele lor ascunse și prorocind ceea ce avea să li se întâmple. Când Ivan cel Groaznic a venit în Pâscov, tot orașul a fost cuprins de spaimă. Ca semn de bun venit țarului, locuitorii orașului au pus la porțile caselor lor pâine și sare, dar ei înșiși au stat ascunși înăuntru. Când primarul orașului l-a întâmpinat pe țar în fața bisericii, ținând pe mâini un taler pe care se aflau pâine și sare, țarul a lovit talerul cu mâna și a împrăștiat pâinea și sarea de pe el. În acel moment, în fața țarului a apărut cuviosul Nicolae. Îmbrăcat într-o cămașă lungă, precum a mujicilor ruși, încins cu o sfoară, țopăind precum un copil în jurul unui băț și a strigat: Ivanușca, Ivanușca, pâine și sare să mănânci, iar nu trupuri și sânge de oameni. Vedeți, nu i s-a adresat
cu vreo formulă de coartoazie. Nu i-a zis, maiestatea ta, prealuminate împărate Ivane. De fapt, corect ar fi fost formula, nu prealuminate împărate, preantunecimea ta, Ivane, ar fi fost corect. Deci, vedeți, el nu i s-a adresat cu formule de coartoazie, ci cuviosul Nicolae, nici măcar nu i-a zis Ivane, ci a zis Ivanușca. Adică i-a spus, deși biologic ești un om matur, din punct de vedere spiritual, n-ai minte nici cât un copil, nici cât un Ivanușca. Ești un dement sadic, un criminal. Garda țarului s-a repezit să-l prindă, dar cuviosul Nicolae a fugit și a scăpat ascunzându-se. Țarul ulterior s-a interesat, a fost foarte curios cine e acest om. A fost singurul om care l-a înfruntat. A fost singurul om care i-a spus în față adevărul. Așadar, el a fost foarte interesat. Cine e acest Nicolae? Și aflând unde locuiește, s-a dus să-l viziteze. Deci, atât țarul a venit în Pâscov, n-a mers la cei mai bogați boieri, n-a mers la nimeni de acolo. Și atât a vrut să se ducă să vadă cine așa. De ce? Că știa că toți boierii aceia sunt niște lingăi. Sunt niște fricoși care se gudură pe lângă el. Așadar, s-a interesat unde locuiește cuviosul Nicolae și s-a pornit pe drum către el. Și astfel, vedeți, l-a vizitat de ce? Pentru că el, în adâncul conștiinței, el a știut prea bine că Nicolae are dreptate. A știut prea bine că e un criminal. A fost singur care i-a spus în față, ești un criminal. Așadar, tocmai de aceea s-a dus să-l viziteze. Vedeți, la noi, aici în țară, Diana Șoșoacă, ea le spune în față politicienilor de astăzi adevărul. Cât de ticăloși și nemernici sunt, dar ea nefiind un om duhovnicesc. Ea are doar de a-i întărâta și mai tare pe aceea în abjecția lor și de a dori să se răzbune pe ea. Așadar, atunci când s-a întâmplat această ceea ce am narat din viața Sfântului Cuviosul Nicolae, era prima săptămână din Sfântul și Marele Post. Deci auzind că țarul vine la el, pentru că deja venea convoiul către el, cuviosul Nicolae a găsit o bucată de carne crudă prima săptămână a Postului Mare, când nu se mănâncă nimic. Deci a găsit o bucată de carne crudă și a oferit-o țarului. După ce mai întâi s-a închinat zicându-i, mănâncă Ivanușca, mănâncă! Mânios, țarul Ivan cel Groaznic i-a răspuns, eu sunt creștin și nu mănânc carne în post. Atunci omul lui Dumnezeu a răspuns pe dată, cu adevărat, mult mai rău faci, tu te hrănești cu trupuri și cu sânge de oameni, uitând nu numai de post, dar și de Dumnezeu. Această lecție a atins inima țarului, care a plecat imediat din orașul Pâscov, în care sosise tocmai cu intenția de a-l masacra. Cei mai în măsură să le spună adevărul păcătoșilor sunt evident sfinții, înțelepții. Cea mai mare degradare a lumii însă e atunci când cei care ar trebui să fie cu adevărat înțelepții ei, să mustre zisa elită conducătoare politică, cel mai grav e când aceștia ajung să le cânte în strună. Acesta e un semn că acei înțelepți sunt falși înțelepți. Vedeți, în vechime, falși profeți se gudurau pe lângă regi și îi sfătuiau să pornească la cutare război, că vor învinge, dar adevărații profeți nu ezitau să le spună în față contrariu, iar dacă nu l-ascultau, rezultatele erau dezastruoase. Astăzi, de exemplu, un fals înțelept este Sadguru, poate l-ați văzut, e un zis înțelept indian, în fapt un rătăcit, care a devenit agentul planului de depopulare. Acesta a spus da, că el a făcând pe înțelept, a zis da, domnule, e foarte bine să se înceapă acum depopularea. Deci nu poate exista nimic mai tragic decât așa ceva. De aceea, în haosul și întunericul spiritual acestei lumi, să ne căutăm mereu sfătuitori autentici, oameni plini de har, oameni duhovnicești, pentru a ne înrola în tabăra corectă. Vedeți, la sfârșitul acestui veac, întâlnirea finală va fi între cel mai puternic împărat pe care l-a avut vreodată lumea, împăratul împăraților, adică Antihristul, cel care va veni la împlinirea globalizării, al cărei tăvălug tocmai s-a pornit. Deci întâlnirea va fi între acest împărat al împăraților, Antihristul și Sfântul Sfinților, aducă Domnul Hristos, adevăratul Mesia. Aceasta e relatată în capitolul 19 din Apocalipsa, unde citim, și am văzut cerul deschis și iată un cal alb. Și cel ce ședea pe el se numește credincios și adevărat și judecă și se războiește într-o dreptate. Iar ochii lui sunt ca para focului și pe capul lui sunt cununi multe și are nume scris pe care nimeni nu-l înțelege decât numai el.
și este îmbrăcat în veșmânt stropit cu sânge și numele lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu. Și oștile din cer veneau după el călare pe cai albi, purtând veșminte de vizon alb curat. Iar din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea. Și el îi va păstori cu toiac de fier și va călca teascul vinului aprinderii mâniei lui Dumnezeu Atotțiitorul. Și pe haina lui și pe coapsa lui are nume scris Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Și am văzut fiara și pe împărații pământului, fiara fiind Antihristul, și am văzut fiara și pe împărații pământului, aliații lui, și oștirile lor adunate ca să facă război cu cel ce șade pe cal alb și cu oștirea lui. Și fiara a fost răpusă și ea și prorocul cel mincinos și au fost aruncați în iezerul de foc, adică în iadul veșnic. Așadar, vedeți, în inima fiecare dintre noi are loc un fel de confruntare. Vedeți, în inima fiecare dintre noi este și un fel de politician, este un oportunist care ar vrea să se îndulcească cu toate plăcerile acestei lumi. E, noi, pentru acest politician din noi, trebuie să căutăm un sfătuitor corect. Pentru că dacă nu căutăm un sfătuitor corect, ne-am pierdut veșnicia. Deci, în fiecare dintre noi se dă o luptă între această comoditate și faptul de a căuta să te îndulcești tot mai mult cu plăcerile acestei lumi și o luptă între partea sufletului din noi care vrea mântuirea și care vrea să lupte pentru ca să se mențină curat, să nu se întineze cu această lume. Prin urmare, și pentru ca să putem, până la urmă, să mergem în viață, trebuie să luăm o decizie. Ori lăsăm pe politicianul din noi să ne conducă, ori lăsăm acel glas al conștiinței și al sfinților să ne conducă în viață. Deci suntem ori într-o tabără, ori în cealaltă. Deci depinde de noi în care tabără dorim să ne înrolăm. Depinde de noi dacă dorim să luptăm sub stindardul crucii, asemenea împăratului Constantin. Sfântul Epifanie, episcopul, a povestit că pe vremea lui Atanasie cel Mare, stoluri de ciori se roteau împrejurul templului lui Serapis, croncănind, cras, cras, cras. Grecii păgâni au venit la fericitul Atanasie cel Mare și au cerut: Boșorogule, spune-ne ce croncăne ciorile. El le-a răspuns: ciorile croncăne, cras, 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 care în limba latinilor înseamnă mâine, mâine. Apoi a adăugat: mâine veți vedea slava lui Dumnezeu. Și a doua zi s-a vestit moartea împăratului Iulian Apostatul, care a fost un împărat creștin, dar care s-a întors spre păgânism și a vrut să reinstaureze păgânismul, dar Dumnezeu nu i-a permis. Așadar, ca mâine, vedeți, împărăția acestei lumi va veni și pentru noi croncăneciorile. Mâine, mâine, gata, se termină. Așadar, să ne înrolăm asemenea împăratului Constantin sub stindardul crucii, asemenea împăratului Ștefan cel binecredincios și sfânt. În oastea aceasta a lui Dumnezeu, a adevăratului împărat, având mereu ca și sfătuitori astfel de oameni precum Sfântul Daniel Sihar.